astăzi avem nevoie mai mult de sonor care să meargă bine. Astăzi vei vedea din stream care va apărea în curând, sper eu, că învățăm cum să calculăm variante cât mai lungi. Evident că nu putem învăța acest element foarte important dintr-o singură lecție, dar începem încet, încet să dezbatem acest subiect al calculului variantelor pe parcursul unei partide și evident că mă voi referi la Magnus Carlsen, da? Și vreau să înțelegi de la început un lucru. Calculul de variante este de fapt piatra de încercare și de temelie într-o partidă care face diferența, adică între o victorie și o înfrângere. Și întotdeauna când calculezi, tu trebuie să-ți imaginezi tot timpul în căpușorul tău cum se mișcă piesele pe tablă și constant să evaluezi poziția în același timp, da? Un lucru care se poate dovedi foarte dificil la o adică, nu? Deci să-ți imaginezi poziția, da? Și să evaluezi tot timpul poziția în căpușorul tău. Și încep cu acest exemplu simplu din cariera lui Magnus Carlsen. Este o poziție pe care el o are împotriva unui jucător mai puțin întâlnit, mai puțin cunoscut, Esham Gaemi Magami, la Olimpiada din 2016, care s-a desfășurat tot la Baku, unde s-a încheiat și recent Cupa Mondială, da? Deci Baku, și în speță Azerbaijanul ca țară, are într-adevăr o mișcare șahistă remarcabilă și șahul este la mare cinste acolo. Magnus Carlsen este cu albul și este și la mutare. Voi încerca pentru tine să îți detailez și să îți arăt într-un fel modul de gândire al unui mare maestru, nu în special al lui Magnus Carlsen, dar cam mari maestri cam așa gândesc, cum voi încerca eu să-ți arăt în partida asta și în poziția asta și în partida următoare. Și întâi începem cu analiza poziției ca să ne dăm seama ce se petrece aici. Magnus are avantaj material, da? Practic, dacă numărăm otamo, ar avea un cal pe un pion, da? Dar sunt trei lucruri care la o adică lucrează în favoarea negrului, da? În primul rând, structura de pioni a albului e făcută braiște. Deci există trei pioni aici tripli, nu dubli, și toate aceste insule de pion existente la alb pe tablă sunt de fapt niște pioni izolați și foarte slabi, da? Adițional putem spune că prin ultima mutare, care a fost apariția acestui nebun din străfunduri la B5, negru a creat o legătură, ca să spun așa, destul de neplăcută a calului alb, care în același timp este atacat și de două ori, da? Deci hai să le fac cu roșu. E atacat și de turn și de nebun. Și hai să vedem pentru început ce se întâmplă dacă eu cu albul aș încerca să-l mai apăr odată pe acel cal, da?
și să joc tur pe 4. N-a fost jucată această mutare în partidă. Da. Dar în acest moment, practic, calul ăsta tot nu scapă de legare, da? Pentru că în acest moment turnul din C1 ar fi neapărat prin plecarea turnului la F4. Și să zicem, după turnul de G8, dacă pui poziția asta pe calculator, avantajul albului este în continuare acolo, dar mi-e dificil să profiți de el, da? Hai să revenim înapoi, ca să spun așa. Și să punem în aplicare ceea ce am învățat la clasă, da? Pentru că la clasă am învățat următorul lucru. Când ai o piesă atacată, cum este calul de la C4, primul lucru la care te uiți din cele 5 posibilități este contraatacul. Și într-adevăr există aici o... Ia stai să sting aceste săgeți. Deci există o posibilitate tactică pe care Magnus Carlsen o ia în considerare din prima. Deci, încă o dată eu v-am spus la clasă, primul lucru la care te uiți este contraatacul. A contraataca înseamnă pur și simplu să creezi o amenințare mai mare decât ți-a creat-o el pe tablă. Și în acest moment, contraatacul se bazează pe o lovitură tactică legată de bătaia cu turnul a acestui pion de la F7, adică turnia pe F7. Vreau să încercăm să, până la sfârșit, ca să spun așa, și pentru a arăta cât mai clar ce trebuie să vezi tu în mintea ta, să încercăm să nu mutăm piesele, da? Deci, încă o dată, tu cu albul ești practic forțat să iei în considerare acel turnea pe F7, pentru că, încă o dată, primul lucru la care te uiți este contraatacul, da? Și vedem următorul lucru. În momentul când bați la F7 cu negru, deci să ne punem în pielea negrului. Deci turnea pe F7 cu șah, da? Evident că dacă nu bați acel turn, totul se duce naiba. Deci ești, vrei, nu vrei, trebuie să îl bați, da? Dar după turnea pe F7, turnea pe F7, regia pe F7, calul acesta de la C4 va crea o furculiță, nu? Închipuiți, deci regele la F7 în locul pionului negru și cal de 6 șah de cal, regele negru fiind pe F7, și voi face atât două bătăi pe turnul din C8, dar fac și o bătaie simplă pe nebunul din B5. Deci, încă o dată, datorită faptului că acel cal de 6 care urmează mutarea albului după turnea pe F7, rege pe 7, datorită faptului că acel cal de 6 este cu șah, regele negru trebuie să mute, da? Și te gândești că va muta înapoi, nu? De la F7 la E7. Și în acest moment, adică în capul unui mare maestru, practic apar două variante care se divid în capul lui. Dacă stau să mă uit bine, chiar trei.
Da, mă rog, hai să zicem două sau trei. Ce capturez? Turnul din C8 sau nebunul din B5? Și evident că noi va trebui să batem turnul din C8. De fapt, captura nebunului din B5, deci echipezi tur pe 7, rege pe 7, calde 6, rege 7, calea pe B5 ar însemna să pierzi turnul din C1 degeaba și cu șah și practic să cedezi partida, da? Deci, capturarea nebunului ar fi o gafă. Mergând pe această idee, în continuarea variantei, ca să spun așa, trebuie să, Magnus cred că se întoarce în cap două mutări, da? Dar totul fără să, așa, și se uită ce se întâmplă la calea pe ciop. De asemenea, zic eu că se poate uita și la mutarea turnia pe C8. Pentru că închipuiesc că turnul din G8 ar fi neapărat, pentru că regele negru, în varianta pe care, despre care discutăm, este la E7, deci nu ar apăra, ca să spun așa, turnul din G8. Adevărul e că, după părerea mea, cred că amândouă ar merge, dar mi se pare mai logică acel calea pe C8. De ce? Pentru că ar fi de asemenea cu șah și atac pion din A7, adică asta ar însemna, deci după ce luăm turnul, vom lua la C8 cu șah. Deci, încă o furculiță de pion, de car, cu câștig de pion, da? Până aici, ți se pare clară poziția care ar urma să fie jucată la tablă? Este într-adevăr puțin dificil, dar asta e capacitatea unui jucător puternic, să-și imagineze poziția în cap, multe mutări de aici încolo, și de foarte multe ori s-a demonstrat, ca să spun așa, că cel care își imaginează poziția cu o mutare mai mult, ăla de obicei câștigă. Deci, hai să o vedem pe bune, pe tablă, cum s-a întâmplat, de fapt, în partidă. Deci, cu alta, acest final de partidă este jucat la Olimpiada din 2016 de la Baku. Deci, Magnus Carlsen aici, după ce a gândit aceste variante pe care eu ți le explicai cât de cât motamo, a bătut la F7, turnea pe F7, negru a recapturat, da? Și acum, exact cum ți-am spus, cal de 6, șah, da? Negru a venit cu atac cu regele la E7, atacând acest cal din D6. Încă o dată, așa cum ți-am spus în calculul de variante, aici a apărut în mintea lui Carlsen acea bifurcare, adică ce să bată, nebunul din B5 sau turnul din C8. Evident că nebun B5 este gafă, pentru că urmează turnea pe C1, da? Deci calea pe C8 cu șah. Pentru că acest cal din C8 este apărat de către turnul din C1. Da? Și practic se lasă de cu câștig. De pion. Exact această poziție, Sophie, tu trebuie să-ți o imaginezi în cap foarte clar, la o adică, în momentul când faci mutarea turnea pe F7. Și să-ți dai seama că, de fapt,
poziția asta este favorabilă ție, nu adversarului, da? Și tot timpul este foarte important pentru tine ca și jucător puternic să vezi comutare în fața adversarului și să poți să evaluezi corect poziția rezultată pe tablă. Deci negru este în șah și trebuie neapărat să mute. Rege de 7, a urmat calea pe A7. Practic vedem aici, când începurăm această poziție și ne uitarăm mai acum de curs, văzusem că negru avea un pion pentru calul acela. Acum săracul nu mai are niciun pion în plus, are chiar un pion în minus. Într-adevăr, încă o dată poți considera că acești trei pioni fac cât unul singur, da? Și poți să zici, pe ce, albul are 1, 2, 3. Și eu tot am un pion. Da, da. Da? După calea pe A7 care amenință nebunul din B5, acest Magami a jucat nebun A4. Care este ideea la o adică a negrului? Evident, să țină sub control câmpul B5 și câmpul C6. Câmpul C8 este deja ținut sub control de către turn cât și de către rege, și evident că vrea să joace așa cum ne indică domnul calculator, care este foarte zbanghiu să ne arate amenințarea negrului și turna 8. Deci ideea negrului este clară aici, să prindă în capcană acel cal de la A7, care într-adevăr pare că nu prea are ieșire, da? Calul acela de la A7 n-are în acest moment câmpuri sigure de retragere, dar după mutarea următoare a albului, negru cedează, pentru că Magnus Carlsen reușește la o adică ori să scape acel cal de la A7, ori să execute un simplu schimb de cal de la A7 pe nebun de la A4. Hai să ne uităm împreună ce mută Magnus Carlsen aici și de fapt la ce se uită Magnus Carlsen aici. Întotdeauna trebuie să facă față unei amenințări și în momentul când faci față unei amenințări trebuie să creezi o amenințare mai mare sau cel puțin la fel de mare ca cea creată de către negru. Deci negru amenință turna 8, bye bye cal. Și aici suntem în cazul în care creăm o amenințare la fel de mare ca a lui. Adică el creează amenințarea să ne ia o figură ușoară, creăm amenințarea și noi la rândul nostru să-i luăm acest nebun de la A4. Și ar fi tante pe mande, schimb pe schimb, și aș rămâne cu material în plus, aș intra în final și aș câștiga trivial finalul, da? Prima mutare la care trebuie să ne uităm este cum să folosim acest cal ca să atacăm negul. Și acest cal poate ataca nebunul de pe acest câmp. Asta înseamnă că el în maxim două mutări trebuie să ajungă acolo. Foarte simplu, Magnus Carlsen joacă aici cal de 3. Și practic după această mutare, în care deja calculatorul ne-a pus săgeata roșie, da? Negru cedează. Da?
zicem, ce să zicem că joacă aici? Să zicem că joacă B6 pentru... Deci încă o dată, turna 8, cal C5, rege D6, cal A4, turna 7, cal C3, sunt cu un cal în plus, curat, da? De exemplu, joci turna 3, rege pe 2, regele acesta vine și evident pentru Magnus Carlsen, odată cu, dar nu joci rege de 6, dacă ai și cal B5, cred că aici la acest șah trebuie să joci rege 7, da? După cal A4, turna 7, cal C3, turna 3, rege F2. Deci te duci cu regele la E2, te duci cu, odată ce ți-ai ți-ai eliberat turnul din apărarea calului din C3, ocupă o coloană liberă sau semi-liberă, semi-deschisă, face presiune pe turnul din B7, am o figură în plus, deci practic Sophie Agur rămâne practic cu un cal în plus. Și la nivelul acesta, în 2016, când Magnus Carlsen era deja super campion mondial, își apărase titlul de 3 ori, de 2 ori în fața lui Anand și odată în fața lui Karjakin, era la capacitate maximă, dar de fapt el, dacă stăm să ne gândim bine, este la capacitate maximă de atâta timp de zile. Din 2011, de când a devenit numărul 1 mondial. Bun. Deci, ți-am arătat o poziție în care am încercat cu puterile mele, ca să spun așa, am încercat să-ți arăt modul de gândire a unui mare maestru de top. E foarte posibil ca el, gândirea lui să meargă câteodată și pe alte coordonate, dar cam asta este modul de gândire a unui mare maestru și în finalul lecției de azi ne uităm la o partidă, din nou cu mult calcul, de variante. Vreau să-ți arăt o partidă jucată în 2007, care deși este de Blitz, World Cup Blitz 2007, este foarte interesantă și plină de învățăminte pentru noi. Tot așa, între Magnus Carlsen la alb și Alexei Shirov la negru. Alexei Shirov, așa cum ți-am mai amintit eu în niște lecții anterioare, pe care poate mai ții minte ceva, a fost elevul lui Mihail Tal. Și la ora actuală el este un jucător foarte puternic. De fapt, în poza pe care ți-am pus acolo jos, sunt cei doi la data disputării partidei. Uite ce figură avea Magnus Carlsen la cât avea în 2007? 17 ani. Așa, și dacă ne uităm și la elo lor, Magnus Carlsen avea un elo mult mai slab decât acum. Acum el a trecut de 11 ani, deci din 2011 este permanent peste 2800. Cu mici balansuri în sus și jos, dar niciodată n-a mai scăzut sub 2800. Atunci, la data disputării partidei, la 17 ani, avea 2714. Alexei Shirov, mai precis, negru, avea un elo mai mare ca el, 2739. Și vedem la acest World Cup o spanioloaică. E4, E5, mă refer la deschidere, Sophie, nu la cal F3, cal C6, nebun B5, A7, A6, varianta Morphy, care arată, ca să spun așa, disponibilitatea negrului de a juca la o adică la câștig. De obicei, aici, dacă joci, să zicem, cal F6 și intri cu negru în varianta Berlin, este clar pentru tine cu albul că negru încearcă să facă remiz. Pentru că varianta Berlin pentru asta este renumită, este o variantă foarte
solidă și care duce de obicei la remiză. Dar de asemenea, dacă găsești pe unul care joacă aici F5, este clar că acest F5 este o variantă mult mai, o dau ca un exemplu așa, aleatoriu, dar este o variantă foarte tăioasă în care trebuie să știi multă teorie, dar este nesatisfăcătoare pentru negru. Dar trebuie să o știi ca să demonstrezi că e nesatisfăcătoare. Deci, încă o dată, asistăm la A6, nebuna 4, cal F6, rocadă mică, B5, nebun B3, nebun C5. De obicei, aici se joacă nebune 7. Și după turne 1, dacă negru îți face rocadă mică, este clar că vrea să joace atacul marșal, adică de genul C3, D5. Iar dacă joacă D6, deci după turne 1 joacă D6, vrea să intre în variantă normală de spaniolă, mai precis tortura spaniolă, o poziție des întâlnită în meciurile Kasparov-Karpov. Așa, pentru titlul mondial. Dar încă o dată și rău joacă aici nebun C5. Asta, sincer, am un lapsus acum. Am fost și bolnav Sofie, de-aia. Uite, îmi cer și scuze că n-am putut ieri participa și l-am lăsat pe Marius să vină. Asta am impresia că e varianta Arhanghels, dar nu sunt convins 100%. Deci, încă o dată, C3, D6, D3. Este foarte ciudat cum, dar m-am uitat într-o partidă din asta recentă pe care eu chiar ți-am prezentat-o ție. Ia stai să ne uităm împreună. Jucată cu Winston Kimmer. Da. Deci C77, C78. Deci Magnus Carlsen, văd că îi place varianta asta. Deci D3 nu joacă direct D4. Și după rocadă mică, deci îl lasă pe negru să facă rocadă mică. Așa. Îi leagă imediat calul din F6, bazat pe faptul că acest nebun scos, că așa cerea varianta, la C5, într-o poziție agresivă, după D7, D6, nu mai are posibilitatea să întoarcă înapoi. De aceea, într-un fel, Karpov, meciurile lui de spaniolă cu Garry Kasparov, prefera să scoate nebunul la E7, numai și numai pentru faptul de a nu suferi această legare pe care Magnus Carlsen o execută aici imediat. Nebun G5. A mai fost și o partidă între Magnus Carlsen în 2016, Serghei Karjakin, în care și Serghei Karjakin a adoptat varianta asta, dar fără să mute D6. Am impresia că a fost o variantă de genul, deci ce-a jucat aici? Nebun B6, D3, ba nu nebun B6, rocadă mică, D3 și după turne 8, la fel Magnus Carlsen i-a jucat nebun G5, nu sunt sigur că este, dar ideea de bază este că Monsieur Karjakin, care n-a mai jucat șah de mult timp pentru că este un vașnic susținător al lui Putin și a fost interzis de către Federația Internațională de Șac, deci Monsieur Karjakin nu a jucat D7, D6 și a avut aici posibilitatea să întoarcă cu nebunul la loc. Este o variantă mai ciudată, zici, pe bine, bine, dar nebunul ăsta se duce la C5 ca să aibă de unde să întoarcă, asta nu înseamnă pierdere de tempo, da, dar
Jackie ne-a ieșit bine din acea deschidere, dar până la urmă a pierdut partida, mă rog. Asta e o altă mâncare de pește. Deci încă o dată suntem aici, în care Shirov joacă D6, D3, rocadă mică, ne vom ghecici. H6, nebun H4. Și datorită faptului că acest nebun nu se poate întoarce la loc, să deslege calul ăsta, calul ăsta este legat și este o legare foarte enervantă și Shirov se hotărăște să joace G7, G5. O înaintare foarte provocatoare la adică care la prima vedere zici, pe bine, bine, dar nu pot să-ți bat, să-ți dau calul pe doi pioni. Da, dar să zicem după nebun G4, dama E1 și rege G7, turnul ăsta se duce de la F8 la H8 pe coloană semideschisă. Tu nu poți încă să joci F4, să bați, să-ți faci coloana și tu coloană F semideschisă pentru turnul din F1, datorită nebunului din G5, care leagă acest pion. Sper că nu te năucesc cu aceste săgeți. Deci, tante pe made nu e bine să bați, să dai calul pe doi pioni în această poziție. De aceea, Carson joacă nebun G3. Pentru că, la o adică, slăbiciunea acestor pioni devine foarte evidentă încet, încet, datorită faptului că ei au fost înaintați în față. Și aici Shirov ar vrea să joace ca H5. Dar încă o dată, datorită calculului, pentru că asta este vorba în lecția de azi, calcul, 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 îți dai seama că nu poți să faci acea mutare pentru că ar urma calea pe E5. Și să zicem, după calea pe G3, calea pe C6, dama E8, HG3, damă C6 și zici, pe ce? Stau nemaipomenit? Nu stai nemaipomenit pentru că pierzi instant după nebun de 5. Ăsta e un atac liniar. Deci pierzi turnul din A8. De aceea, în partidă, încă o dată îți explic, Sophie, cât de important este să-ți dai seama. Shirov a văzut toată chestia asta din acest moment, dar el vrea să joace ca H5. Dar nu poate datorită acelei lovituri tactice și de aceea întâi leagă acel cal nebun G4 pentru că apoi să joace cal H5 și să-și ducă la îndeplinirea așa zisului plan. Un plan care, fie vorba între noi, nu prea e mare brânză de el. Cal D2 și cal H5. Adevărul este aici, Sophie, că următoarea mutare Magnus o face foarte, foarte repede. E foarte posibil să o fi făcut datorită faptului, în primul rând, că se juca o partidă de blitz. El joacă turne 1 aici. Dar dacă stăm să ne uităm mai atent la poziție, dar din nou este vorba de calcul și în plus, în afară de calcul, trebuie să ai o apreciere nemaipomenită a poziției care a rezultat după nebun D5. Și aici apar niște variante care într-adevăr sunt greu de acoperit la timp scurt de gândire. De genul să joci damă D7, nebunea pe C6, damă C6, calea pe E5. Și după nebun D1, calea pe C6. Și după nebune 2, să fii conștient că aici trebuie să dai calitatea cu D4. Și după nebun F1, cal F1. Și calul acesta de la F1 se îndreaptă spre E3 și apoi spre F5 sau D5. Adică de genul nebun B6, cale 3. Da, negru are o calitate în plus, dar pentru asta
Albo are un cal și un pion și o activitate foarte bună a cailor proprii. De asemenea, te uiți la o asemenea poziție, totuși nu este o variantă forțată. Pentru că la o adică aici la cal H5 nebun de 5, negru poate să-și îmbunătățească varianta de dinainte, dar inclusiv varianta de dinainte ar fi cu duș întors, adică cu luptă de ambele părți, dar negru poate să-și îmbunătățească și mai bine jucând calea pe G3 și după HG3 să-și retragă nebunul. Și asta e o poziție nemaipomenită pentru negru. După D4, într-adevăr, albul pune lăbuța pe centru cu aici ED4, CD4 și eventual nebun B4, dar poziția este considerată ca fiind egală. De aceea, în partidă, Magnus, ca să nu pierde timpul cu asemenea calcul de variante, și joacă automat turne 1. Pe ideea foarte clară, care este des întâlnită în spaniolă, ca acest cal să se plimbe pe ruta F1-E3 și de acolo, o funcție și de poziție existentă pe tablă, să ocupe câmpul, ori câmpul D5, ori câmpul F5. D5 pot să nu-l consider gaură, pentru că oricând o piesă albă apărut acolo, la adică poate fi izgonită de pionul din C7 cu un eventual C7-C6. Dar F5 chiar este o gaură neagră pentru negru, da? Deci turne 1, calea pe G3, H-a pe G3, cale 7, din nou o rotare de cal care este din nou foarte comună în spaniolă, deși aici parcă calculatorul dădea altceva. Dădea damă F6 sau chiar turn B8, o poziție. Dar și cale 7 nu este considerată o greșeală de către calculator, dar ca o completare, deci damă F6 sau turn B8, calculatorul zice că este egalitate de completă. După acest cale 7, albul stă un pic mai bine. De ce stă mai bine? Cal F1, cal G6, asta chiar a fost o inexactitate, acest cal G6. Și vom vedea de ce în continuare. D4, evident, ca să închidă acea diagonală a nebunului C5, care era foarte activ pe diagonala asta G1-A7, nebun B6, cal E3, să atac nebunul din G4. Nebun ia pe F3. Geia pe F3, din nou mie nu mi-a plăcut mutarea asta, nebunea pe F3, dar dacă stai să te gândești ce posibilități ai cu negru să păstrezi perechea de nebun pe tablă, ar fi, ce ar fi să zicem, nebun de 7, dar după cal F5 și bat și bat și cale 7 și bat și bați, te pomenești cu bombe de genul ăsta, damă de 3 în cap, efectiv, și aici stai la pierdere cu negru, pentru că nu poți să joci damă de 7 să-l aperi, că îți dau E6 și cedezi, nu poți să bați aici, să zici că aha, ți-am luat un pion, că îți dau șahul ăsta ucigaș și cal G5 și trebuie să dai dama pe cal ca să nu iei mat la H7. Deci practic aici trebuie să joci cale 7 ca să oprești dama G6, dar după ED6 nu poți să bați cu dama, că îți fac timp de dame și calul tău rămâne în aer. Dar și după CD6 din nou urmează turnea pe E7. Deci vreau să-ți arăt, Sofie, cum cazi aici imediat, dar imediat sub atac decisiv,
din partea albului. În primul rând, nu pot să mut spionul de la F7 la F6 să apăr cu dama, pentru că acest spion este complet legat. Să nu uităm că sunt nebun de culori diferite pe tablă. De aceea, revenind înapoi la ce se joacă în partidă, într-adevăr, s-ar părea că până la urmă nebunea pe F3 e o mutare utilă și necesar aici, dar în momentul când dispare nebunul de câmpuri albe a negrului, această